Aproape 80 de asociații de proprietari, dintre cele 424 care funcționează în municipiul Deva, nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Practic, nu au președinte sau nu pot oferi informații complete cu privire la acesta, iar în unele cazuri își desfășoară activitatea de mai mulți ani chiar și fără comitet executiv sau cenzor. Conform legislației în vigoare, adunarea generală, comitetul executiv, președintele și cenzorul sau comisia de cenzori sunt structuri obligatorii pentru asociațiile de proprietari din blocurile care au mai mult de 10 apartamente. De asemenea, legea prevede un termen de 30 de zile în care președintele asociației de proprietari este obligat să transmită autorităților administrației publice locale orice modificare cu privire la conducerea asociației și ale administratorului. Dacă asociația nu are președinte, obligația revine comitetului executiv. Asociațiile de proprietari care nu au conducere completă vor fi notificate în scris de către Direcția de Asistență Socială Deva să își organizeze activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar riscând amenzi de până la 5.000 de lei. În prezent, în municipiul Deva funcționează 424 de asociații de proprietari, dintre care 80 nu au o conducere stabilită conform legii. Cu alte cuvinte, ori nu au președinte de asociație numit, ori le lipsește comitetul executiv sau cenzorul. Direcția de Asistență Socială a notificat și continuă să notifice în scris toate asociațiile care sunt deficitare la capitolul conducere pentru a-și aduce la zi datele de contact ale membrilor asociației, astfel încât să nu riște amenzi conform legii de până la 5.000 de lei. Aducem la cunoștința asociațiilor că această amendă nu se aplică decât după ce au fost notificate de câteva ori. Tot cu amendă de până la 5.000 de lei se sancționează și neconvocarea adunării generale, precum și neîndeplinirea atribuțiilor de către președinte, membrii comitetului executiv, de către cenzor sau administrator. Și în acest caz, ca și în cel anterior, amenda va fi suportată de către membrii asociației, suma urmând a fi împărțită în mod egal pe numărul de apartamente, indiferent de câte persoane domiciliază în fiecare unitate locativă. Aducem la cunoștința asociațiilor de proprietari din municipiul Deva că în cazul în care nu vor aduce la îndeplinire cerințele prevăzute de lege, acestea riscă amenzi de până la 5.000 de lei. Amenda se va împărți pe membrii asociației, deci fiecărui apartament, fiecărui proprietar îi va reveni un anumit cuantum. Această amendă se împarte pe numărul de unități locative din asociația de proprietari. Proprietarii de apartamente și reprezentanții asociațiilor de proprietari pot solicita Direcției de Asistență Socială Deva consiliere sau îndrumare cu privire la obligațiile și drepturile ce le revin, conform legii, în administrarea proprietății comune. Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0755 868 637 sau 0254 218 030 tasta 7 de luni până joi între orele 8 și 16:30 sau vineri între orele 8 și 14:00.